Bună seara și bun găsit la o nouă întâlnire a noastră cu viața medicală, cu lumea medicală, cu sănătatea. În această seară stăm de vorbă cu medicul primar pneumolog Vida Mariana. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Vreau să vă întreb, astăzi vom vorbi despre tuberculoză. Care sunt factorii cauzanți ai acestei afecțiuni? Dacă îi să vorbim despre factorii cauzanți, ar trebui să abordăm lucrurile din mai multe puncte de vedere. Depind, în primul rând, de pacient, depinde de materialul biologic, să spun așa. Pacienții, dacă sunt tineri, robuști, un factor extern, vorbim despre un germen pe care el inhalează prin contact cu pacienții bolnavi sau cu alte cazuri, fie nedepistate, fie în curs de tratament, dar care scapă de sub control. Putem să vorbim după aceea de pacienți tarați, care pot să fie viitor pacienți cu tuberculoză. Între ei se încadrează bolnavii cu diabet, bolnavii cu boli oncologice, bolnavii cu ulcere gastrice, boli hematologice, deci leucemii și alte afecțiuni care deprimă sistemul imunitar. Ca și vârstă la care boala, să zic așa, predomină, este adolescența și adultul tânăr, deci undeva de la 18 ani până la 40-45 de ani, cam asta este vârsta predilectă, la care, bineînțeles, se adaugă micul, deci adolescentul sau copilul tânăr ca și contact cu mama sau părintele bolnav, sau adulții în vârstă care sunt, să zic așa, tot contacți cu fiilor, vecinilor, persoanele care pot să îi îngrijească. Continuăm discuția și spuneți-mi care este simptomatologia acestei boli și când se adresează bolnavul medicului. Simptomatologia este polimorfă, adică apar mai multe simptome. Să spun așa, pacientul tușește, predomină tusea. Tusea la început este iritativă, după care productivă, ea durează, poate să dureze peste 3 săptămâni și întotdeauna spunem o tuse care nu are vindecare sau nu are tratament în decurs de 3 săptămâni devine o simptomatologie suspectă. Atunci pacientul ar fi bine să se îndrepte spre un medic specialist care să-i recomande o radiografie pulmonară. Alt simptom este febra sau subfebrilitățile, este paloarea, inapetența, scăderea ponderală, transpirațiile predominant nocturne, care sunt însoțite de multe ori și de subfebrilități care apar de regulă seara, noi spunem vesperal, adică undeva la apariția nopții, să zic așa, spre seară, spre culcare, spre ora de culcare. Toate acestea conturează tabloul ftizic al bolnavului, să zic așa, de tuberculoză, care toate aceste simptome ar trebui să conducă spre o investigație radiologică și un examen de spută, care este, să zic așa, gold standardul în diagnosticarea tuberculozei. Sputa este foarte important să se recolteze pe tot parcursul unei zile, deci pe perioada a 24 de ore. Ea constă de regulă în 3 probe, o probă matinală pe care o dă pacientul la trezire, dar o probă de zi cu expectorația recoltată în timpul zilei și o a treia probă cu expectorația recoltată în timpul nopții, pentru că pacientul nu elimină permanent bacili, deci poate dimineața, poate la prânz, poate seara, de aceea e important să se prindă cele 24 de ore din zi și noapte pentru a prinde perioada baciliferă, să zicem așa. Când se prezintă bolnavul la secția dumneavoastră, după o investigare, necesită internare imediată, ce face medicul? Deci, de regulă, o radiografie este
foarte sugestivă, să zic așa, și poate să pună diagnosticul într-un procent de 95%. Examenul de sută confirmă diagnosticul, să spunem așa. O imagine radiologică este, să zic așa, ușor de recunoscut. Doar dacă e vorba de o tuberculoză incipientă sau o tuberculoză localizată atipic, să zic, în bazele pulmonare, atunci, să zicem, ne dă bătaie de cap. Dar atunci când avem de a face cu o tuberculoză, să zic așa, radiologic sugestivă, cu leziuni și cazioase și cavitare și infiltrative, diagnosticul este aproape suficient radiologic. Bineînțeles că normele, să zic așa, și ghidurile de diagnostic ne pretind examenul de sfută directă și însămânțarea pe mediu de cultură pentru o confirmare 100%. De aceea e suficient pacientul suspect să se prezinte la medicul specialist sau la medicul specialist deja să vină cu radiografie pulmonară recomandată de medicul de familie, care va fi completată de o anamneză și un examen de spută. Deci diagnosticul de tuberculoză se poate pune în maxim 24 de ore. Timp în care ne putem face, să zic așa, planurile pentru a interna bolnavul, pentru a izola bolnavul față de familie și colectivitatea din care face parte, pentru a începe tratamentul cât mai prompt. Putem să exemplificăm un examen radiologic chiar aici de față. Da, am aici două cazuri, doi tineri și despre unul dintre ei aș putea să vă exemplific. O combinație de tuberculoză bronșică și o tuberculoză, spunem, extrapulmonară. Deci e vorba de o pleurezie tuberculoasă combinată cu tuberculoză bronșică. La dânsul confirmată și din examenul de spută și prin puncția pleurală evacuatorie, care prin analiza lichidului pleural a pus diagnosticul sau a condus la acest diagnostic. Celălalt tânăr este vorba de o tuberculoză cazios-cavitară cu o cavitate enormă apicală stângă, deci cu o pierdere de substanță și cu leziuni cazioase extinse. Un tânăr care s-a plimbat cu radiografia și a tot omis să vină să se interneze în speranța că va trece cu un tratament antibiotic și încă unul și încă unul și încă unul, dar atunci când am văzut imaginea radiologică mi-a fost mai mult decât suficient să constat că este vorba de o tuberculoză. Cazurile sunt mai frecvente la tineri? Da, procentul de îmbolnăviri este mult mai mare la adultul tânăr decât la bătrân, pentru că asta este vârsta predilectă, undeva și sistemul imunitar este într-o ușoară deprimare, plus plecările din sânul familiei, fie ca și student, fie ca și nou angajat, fie plecările în străinătate pur și simplu, acolo unde v-am spus, se neglijează un stres, o alimentație carențată și peste acest teren imunodeprimat se poate lipi microbul de tuberculoză, dar condiția este să existe un pacient de tuberculoză care să răspândească acest microb în anturajul, în încăperea, în aceeași locuință în care, să zic așa, se va găsi următorul pacient. Deci trebuie un contact strâns, să zic așa, deci de regulă, locuind în același spațiu, în aceleași dormitoare, cam între acei pacienți se întâmplă transmiterea bolii pe cale aerogenă. Tratamentul este de durată, este, să zic așa, cronologic, se întinde pe perioada a 6 luni de zile dacă este caz nou, 8 luni de zile dacă este retratament sau poate să se întindă pe durata un an jumătate, 2, dacă vorbim de o tuberculoză cu chimiorezistență, când perioada tratamentului este mult mai îndelungată. Care este evoluția bolii? Care este tratamentul? Tratamentul tuberculozei constă din mai multe scheme, să spunem așa.
Cazul nou de tratament se reprezintă un tratament zilnic, noi spunem 7/7, cu 4 tuberculostatice. Un tratament, să zic așa, anevoios și destul de greu acceptat de un adult care a constatat, să zic așa, într-o perioadă scurtă, care are o anumită afecțiune. Deci, izoniazidă, rifampicină, pirazinamidă și etambutol, în doze adaptate la greutatea pacientului, se iau în priză unică, o dată pe zi, pentru o perioadă de 2 luni de zile. La 2 luni de zile se face evaluarea pacientului radiologic, printr-o radiografie pulmonară, bacteriologic printr-un examen de spută. Dacă prezintă negativarea la examenul de spută, se schimbă ritmul de tratament. Tratamentul se face doar de 3 ori pe săptămână, doar cu 2 tuberculostatice dintre cele 4. Tratamentul durează încă 4 luni de zile până la finalizarea lui. Tratamentul oferă o vindecare 100%, totul depinde de voința pacientului, de încrederea pe care o are el în medic, în cadrele medici și de dorința lui de vindecare. Doar patologiile asociate, să spunem așa, un diabet zaharat, o hepatită, un ulcer gastric sau duodenal, ne mai pune piedici, dându-ne bătaie de cap, să asociem tratamentului tuberculostatic, medicamente hepatoprotectoare, gastroprotectoare sau tratamentul de întreținere, să zic așa, unei boli de diabet sau, mă rog, alte afecțiuni psihice sau metabolice. Dar vindecarea este în procent de 100%, cu condiția ca pacientul să-și respecte tratamentul, să înghită ultima pastilă, așa cum spunem noi, să nu omită nicio doză, să nu omită niciun medicament dintre toate cele care sunt recomandate în schema lui adaptată. Spuneați că șansele de vindecare sunt în majoritatea cazurilor 100%, dar spuneți-ne dacă pot apărea și complicații în această afecțiune. Bineînțeles că pot să apară complicații legate de toxicitatea medicației, pentru că orice medicament e o armă cu două tăișuri, pe de o parte face bine, pe altă parte face rău. Dintre cele mai temut sunt recunoscute insuficiența renală acută, ca o reacție acută la un sinerdol, la tratamentul cu sinerdol. O altă complicație ar putea să fie nevrita optică, spunem noi, o orbire destul de progresivă dată de toxicitatea etambutolului, dar de fiecare dată noi întrebăm pacienții dacă prezintă afecțiuni digestive, oculare, auditive. Toxicitatea sau hepatotoxicitatea pirazinamidei ne duce la, să zic așa, la o acceptare a tratamentului mai anevoioasă și nevoia de a completa tratamentul cu tratament hepatoprotector, de a completa, mai bine zis, tratamentul cu medicamente hepatoprotectoare și, bineînțeles, și psihoterapia, pentru că nu avem altceva decât de răbdat sau pacientul trebuie să înțeleagă și să treacă peste fiecare eveniment nedorit, pentru că numai un tratament complet și corect luat, cu toate inconvenientele lui, poate să asigure vindecarea. Este o boală care se poate transmite foarte ușor și care ține foarte mult de o corectă igienă a mâinilor, în primul rând. Nu. Germenul cauzant al tuberculozei este bacilul Koch. El se elimină prin tuse, expectorație, strănut sau vorbire, să zic așa, mai accentuată. Deci este un germen care se propagă prin aer și se inhalează. Deci nu se ia neapărat prin contact cu mâinile, doar dacă, mă rog, igiena pacientului, să zic așa, de tuberculoză e deosebit precară și el
mă rog, scuipă, își contaminează propriile mâini, se poate ingera, dar de regulă aciditatea stomacului distruge bacilul Koch. Sau, mă rog, poate să cauzeze, dar vorbim de persoane imunodeprimate. Mai degrabă, tuberculoza digestivă se ia prin ingestia de lapte nefiert. De aceea, să zic, pe calea asta aduc aminte gospodinelor care consumă laptele cumpărat de la gospodar să fiarbă laptele înainte de consum, să fiarbă de fiecare dată laptele înainte de consum, mai ales dacă îl dau copiilor. Există anumite mituri care circulă în popor, să spun așa, legate de această boală a tuberculozei. Unul dintre acestea ar fi că este o boală ereditară. Este adevărat? Nu vorbim de o boală ereditară, vorbim de o boală contagioasă și ea devine contagioasă în cadrul familiei. Deci un tată bolnav poate să-și contamineze fiul sau soția sau părintele. Deci nu este o boală genetică, nu se transmite, să zic așa, autosomal sau recesiv, deci se transmite doar prin contact direct. De aceea nu putem, deci mitul ăsta nu funcționează decât, mă rog, în concepția necunoscătorilor. Adevăr sau mit, este tuberculoza produsă de fumatul în exces sau poate fi produsă? Este favorizată de fumatul în exces, de o viață dezordonată, de o alimentație dezordonată, de un trai dezordonat, deci program de muncă excesiv, o alimentație precară, de aceea este boala, să zic așa, a șantieriștilor, a oamenilor care lucrează departe de casă, nu au o soție lângă ei care să le dea o mâncare caldă sau trei mese calde și ei recurg la fel de fel de mâncăruri semi-preparate sau chiar reci și sar și își, să zic așa, neglijează organismul prin nealimentarea corespunzătoare. Deci fumatul, să zic așa, agravează o tuberculoză sau complică, să zic așa, tuberculoza. În timp, peste cicatricile de tuberculoză, pentru că întotdeauna vindecarea se face cu sechele și cu cicatrici pe plămân, pe acele cicatrici fumatul în continuare poate să cauzeze cancerul pulmonar. Tocmai asta era următoarea mea întrebare, dacă tot legată de mit sau adevăr, dacă tuberculeza poate conduce la un cancer pulmonar. Da, să zicem, un factor cauzator. Totul depinde de regimul ulterior al pacientului. Dacă pacientul stopează fumatul în momentul în care s-a depistat tuberculoza, riscul este mult mai mic, dar fumatul, în continuarea acestui viciu, poate să favorizeze cancerul, nu neapărat pe leziunile de tuberculoză, poate să cauzeze la nivel bronșic, undeva la distanță, în plămânul celălalt, dacă, să spunem, a fost afectat un singur plămân de boala de tuberculoză. Și acum, la final, vreau să vă întreb legat de secția pe care o conduceți dumneavoastră din cadrul Spitalului Municipal Sighet Marmației, dacă e mai mereu aglomerată de astfel de cazuri. N-aș putea să spun, având în vedere faptul că tuberculoza este în ușoară scădere, cazurile de tuberculoză au devenit mai rare, dar pot să spun că mai grave totodată, pentru că se neglijează sau pacienții respectivi vin dintr-o categorie socială mai dezavantajată, fie sunt muncitori plecați în străinătate și nu au asigurare medicală și revin acasă cu probleme de sănătate. Ei
Trebuie, ei trebuie să aibă în vedere lucrul acesta și întotdeauna la orice simptomatologie care depășește, să zic așa, bunul simț, dacă o afecțiune, dacă o răceală, dacă o gripă, dacă o viroză, dacă o bronșită, nu trece cu un tratament rezonabil de 10-14 zile și se întinde undeva la 3 săptămâni, întotdeauna trebuie să fie un semnal de alarmă că acolo se poate ascunde o tuberculoză sau, Doamne ferește, un cancer. Se prezintă pacientul în timp util la medic? Și da și nu. Depinde de disponibilitatea lui, depinde de conștiinciozitatea lui, depinde de mulți factori, să zic așa. E o variabilă pe care noi nu prea avem cum să o controlăm. Noi suntem cei care așteptăm, primim, constatăm și tratăm după aceea tuberculoza. Bineînțeles că se fac screening-uri la locul de muncă, se face screening în familia pacientului descoperit caz nou și cu ocazia asta se pot întâmpla să se descopere și alți pacienți. Sau fie la angajare se întâmplă, se pretind investigații radiologice sau medicul de familie sau medicul de medicina muncii, acolo unde constată sau unde ridică o suspiciune, trimite spre investigație și punerea unui diagnostic dacă este cazul.